doliu în muzica populară românească. Florica Duma, una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din Bihor, a pierdut lupta pentru viață. Ea s-a stins în această dimineață la vârsta de 70 de ani, lăsând în urmă adevărate comori folclorice. Florica Duma suferea de o boală necruțătoare, fiind internată în spital în stare gravă încă de la sfârșitul lunii aprilie. Un mare artist a Bihorului, un mare artist a României, un talent deosebit, un artist care a avut un repertoriu extraordinar, cântece valoroase, melodii culese din satele bihorene, de la bihorenii noștri, a dispărut dintre noi, din păcate, o spunem asta cu mare regret și ne pregătim acum să aducem un ultim omagiu. Florica Duma, reputată purtătoare a tradițiilor bihorene și, cum spune o altă mare cântăreață, vă las cântecele mele. Ele vor rămâne în amintirea noastră prin muzica fără perechi. O mare pierdere pentru folclorul românesc, într-adevăr. O regretăm fiecare dintre noi, interpreți, oameni de rând. Dumneaei a fost un interpret valoros al Bihorului și nu numai. Despre regretata cântăreață de muzică populară se spune că a transformat chiuitul în artă. A început să cânte de la vârsta de 9 ani într-un borcan care amplifica vocea răscolitoare și a ajuns peste ani să creeze un repertoriu muzical inegalabil. Plină de energie, artista a cunoscut atât iubirea cât și dezamăgirile, iar apoi și-a transpus trăirile în muzică. A participat la turnee în țară și în străinătate și peste tot a fost aplaudată. Cea mai cunoscută și apreciată melodie din repertoriul Floricăi Duma este Lică să mă dău, inspirată de novela Moara cu noroc, scrisă de Ioan Slavici. În urmă cu un an și jumătate și-a lansat ultimul album, iar toamna trecută începuse să pregătească un altul de doine pe care, din păcate, nu a mai apucat să-l lanseze. Dumnezeu să o odihnească în pace!